Această rubrică vă este oferită de Sanador. Bună dimineața, sunt Carla Tănasie, suntem din nou la rubrica de sănătate și alături de mine este doamna doctor Daniela Nica, este medic specialist medicină internă. Bună dimineața! Bună dimineața! Vorbim despre diverticuloză și aș vrea să ne spuneți ce este. Diverticuloza sau boala diverticuloză este o suferință a tubului digestiv inferior, predominant la nivelul colonului descendent și sigmoidului, ce se caracterizează prin prezența diverticulilor. Diverticulul este o protruzie, un buzunăraș, ce se dezvoltă la nivelul peretelui intestinal ca urmare a presiunii crescute la acest nivel. Este o boală care afectează predominant grupa de vârstă medie, deci după 40 de ani. De menționat că implicată în dezvoltarea diverticulozei colonice este dieta săracă în fibre. Este o patologie frecvent întâlnită la persoanele sedentare, la persoanele obeze, la fumători. De asemenea, prezența diverticulozei la rudele de gradul 1 se asociază cu un risc crescut, mai ales când sunt diagnosticați înainte de 50 de ani. Sunt implicate și anumite medicamente în dezvoltarea diverticulozei colonice, precum corticoterapia, opioidele sau antiinflamatoarele nesteroidiene, între care și ibuprofenul. Sunt semne și simptome ale acestei boli? Sunt semne și simptome. Diverticuloza, deși este o patologie frecventă a colonului, doar 20% dintre pacienți dezvoltă simptomatologie, caracterizată prin durere abdominală la nivelul flancului stâng sau abdomenului inferior, constipație, meteorism abdominal, eliminare de sânge în scaură. Trebuie să specificăm faptul că acești diverticuli se pot inflama sau se pot infecta, ducând la diverticulită, la inflamația acută a diverticulilor. Are un tablou clinic mult mai zgomotos, cu durere abdominală violentă, cu stare generală alterată, febră, frison, constipație, alterarea stării generale cu greață, vărsături. Diverticulita, dacă avem o formă ușoară, se poate trata cu antibioterapie, dar dacă nu este tratată la timp, ea se poate complica cu abcese intestinale, ocluzie intestinală, fistulă, da? Perforarea peretelui intestinal ulterior ducând la peritonită și în cazuri grave se poate ajunge până la septicemie. Cât de gravă poate să fie această boală? Dacă se poate ajunge la cancer? Nu este implicată în apariția cancerului colorectal, dar ea este gravă pentru că, așa cum am zis, da, poate ajunge la cazuri de urgență medicală, urgențe chirurgicale, cu rezecție parțială de colon. Și cum se diagnostichează? Diagnosticul se face pe baza tabloului clinic și, pe lângă acesta, examenul fizic al pacientului, este important o serie de analize de sânge pentru a exclude un eventual proces inflamator infecțios, analize ale scaunului, colonoscopia, o metodă diagnostică invazivă, dar care ne ajută să evidențiem prezența diverticulilor, dar și a altor anomalii ale tubului digestiv inferior. De menționat că în momentul în care suspicionăm un episod de diverticulită, deci inflamația acută a diverticulilor, colonoscopia este contraindicată datorită riscului mare de perforare la acest nivel, iar de elecție se impune computer tomograf abdominal. Spuneți-mi, vă rog, scurt, care este tratamentul? Tratamentul este în funcție de starea generală a pacientului și dacă avem sau nu asociat un proces inflamator. Diverticulii odată formați nu mai dispar, deci ei vor rămâne acolo. Putem doar să ajutăm printr-un stil de viață sănătos, cu o dietă bogată în fibre, cu mișcare, hidratare, ameliorarea simptomatologiei și încetinirea progresiei bolii. Dar în cazuri în care avem o formă severă sau complicații asociate, da, se impune spitalizare cu antibioterapie intravenoasă și chiar intervenție chirurgicală cu rezecție parțială a colonului. Vă mulțumesc mult pentru informațiile pe care ni le-ați adus în această dimineață. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Digi24. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.